La susținere de politicilor nu a existat consultarea autorităților publice de specialitate și autorităților administrației publice locale, precizând faptul că au avut loc asemenea consultări, dovadă fiind datele comunicate de la solicitarea Consiliului Electoral de către Inspectoratul Școlar al Educației și de către Consiliile Locale. Deci, astea au fost câte locuri aveți pentru că asta mi s-au cere. Ori asta nu este o consultare. Și în acest context am cerut anularea. Deci pe care am semnat-o chiar astăzi, am semnat-o exact la o săptămână după ce am cerut revocarea, am lăsat o săptămână timp, am crezut că putem discuta și la o masă, nu neapărat rotundă, putea să fie și în colțul, dar să discutăm, nu prin corespondență. Ceea ce pot să vă spun este că așa cum vă anunțam data trecută, Ministerul Educației și Învățământului are în vedere aceste pachete pentru școlari. Și oficial vă dau cifrele, deci nu 6.000 pentru elevii de clasa 1 exclusiv, și pentru clasa 1 se acordă de către Minister 2.400 de pachete, pentru clasele 2-4, 6.400 de pachete, pentru clasele 5-7, 5.100 de pachete, iar pentru clasa, era, pentru clasa 8, 1.900 de pachete. Deci e vorba de un număr de 6.500 de pachete de rezidențe școlare, așa cum vi-am enumerat. Poate nimeni să acuze că nu există un astfel de program. Deci, încă o dată, repet, această hotărâre a Consiliului de Țară este o hotărâre cu cuiz politic, exclusiv politică.